Ionuțet, în vârstă de 51 de ani din satul Seciurile, a ieșit aseară cu câțiva vecini la barul din sat să mai schimbe câteva vorbe. Printre ei s-a aflat și Valentin Turbatu, în vârstă de 32 de ani, care a ieșit din închisoare în urmă cu câteva săptămâni după ce și-a ispășit pedeapsa pentru tâlhărie. Când a trebuit să plece acasă, Ionuțet și-a dat seama că de pe masă i-au dispărut cheile mașinii, iar când a ieșit din bar a văzut că autoturismul i-a fost furat. Au lăsat cheile pe masă și tâlpitul s-a mi-a furat cheile și a fugit cu mașina. Valentin Turbatu, principalul suspect, este recidivist și nu deține permis de conducere. Pe raza localității Albeni, el a fost implicat într-un eveniment rutier și apoi a părăsit locul accidentului. Astăzi el a fost identificat și prins de polițiști. Cel care a sustras autovehiculul a fost identificat în persoana unui bărbat de 32 de ani din Roșia de Amaradia. Respectivul nu poseda permis de conducere, iar în momentul de față este cercetat pentru infracțiunile de furt calificat, conducere unui autovehicul pe drum public fără a poseda permis de conducere și părăsirea locului accidentului fără încuviințare. În urmă cu câteva zile, Valentin Turbatu a fost sancționat de polițiștii din comuna Roșia de Amaradia cu o amendă pentru că a făcut scandal într-un bar.